Bună dimineața cu noi! Deci avem un platou gemeni, tauri, pești și acum vom avea și raci. Dar să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte astăzi. O să încep cu berbec. Astăzi pot apărea surprize pe zona financiară, cât și cheltuieli neprevăzute. Este o zi perfectă pentru a te ocupa de treburile casnice. Taur, astăzi vei fi mult mai creativ decât de obicei. E bine să dai curs oricărei dorințe ce implică joaca sau creația. Dacă ai copii, acordă-le atenție și petrece timp cu ei. Dacă nu, ai grijă de copilul interior. Gemeni, aspectele în zona carierei sunt în continuare tensionate. Încearcă să te detașezi și să petreci mai mult timp alături de cei dragi. Rac, astăzi este despre informație. Vrei să știi tot, să afli tot, să cunoști cât mai multe lucruri. Este bine să filtrezi informația care vine spre tine, pentru că nu totul este ceea ce pare a fi. Leu, este posibil să primești un bonus la locul de muncă sau, dacă ai afacerea ta, să crească numărul clienților sau să-ți mărești sub o formă sau alta veniturile. Ai aspecte favorabile pentru a-ți dezvolta talentele și abilitățile. Fecioară, astăzi ești mult mai optimist și plin de viață. Ai considerabil mai multă forță și energie. Sunt posibile surprize plăcute cu privire la anumite acte, lucruri ce țin de birocrație sau chiar de relația cu străinătatea. Balanță, este o zi încărcată la locul de muncă, în care este posibil să ai mai multe lucruri de făcut și timp puțin la dispoziție. Concentrează-te pe ceea ce este important și elimină din programul tău lucrurile care nu sunt relevante. Scorpion, astăzi este bine să-ți faci planuri de viitor și să țintești cât mai sus atunci când le faci. Este o zi în care partea relațională nu este foarte bine aspectată, de aceea e bine să ai grijă la iluzii și la posibile neînțelegeri în ceea ce privește comunicarea cu partenerul sau cu partenera. Săgetător, nu te lăsa cuprins de autocritică și de perfecționism în sarcinile pe care le ai de făcut sau în obiectivele tale legate de carieră. Este o zi în care ai un simț practic foarte dezvoltat și poți găsi soluții concrete la probleme pe care le ai. Capricorn, posibile tensiuni sau neclarități legate de relația cu frații sau cu anumite persoane din anturajul tău. Nu te grăbi să tragi concluzii, pentru că lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. Vărsător, este o zi benefică pentru parteneriate și colaborări în zona profesională, cu mențiunea că citești de două ori orice contract ai desemnat. Sunt posibile tensiuni și îngrijorări în ceea ce privește banii și resursele. Pești, astăzi este o zi bună pentru a te concentra pe tine și pe dorințele tale. Ai energie mentală și fizică de care este bine să profiți. Acestea au fost previziunile astrale. Pentru mai multe informații, intrați pe pagina de Instagram a astrologului Alexandra David.